Bine m-am găsit, dragi prieteni, suntem cu ziarele pe masă, cu cărțile poștale, cu ce ne pricepem și noi. Dar, după cum știți, zilele nu seamănă una cu alta. Nu știu dacă e bine sau e trist, dar nu știu dacă constatăm acest lucru, pentru că, iată, ne-a rescris Adrian Năstase. E un lucru foarte bun. Din păcate, trebuie să vă spun, pentru că mulți dintre noastră nu știți, nu este un text proaspăt. Nu este un text nou, sunt aceleași înjurături pe care el, din păcate, le reia din luna ianuarie. Știu că aici îi desumflăm pe mulți, era într-adevăr delicios astăzi să putem avea în fața ochilor noile, spumante înjurături ale lui Adrian Năstase, fostul pușcăriaș care ne are în cătare de când a început această emisiune, chiar dacă el a mai încurcat de-a lungul timpului șirul anilor, nu este nicio problemă, cu toții îmbătrânim. Ei bine, am văzut astăzi mesaje, postări pe Facebook, era plin internetul de ocările lui Adrian Năstase la adresa subsemnatului și eu m-am bucurat ca și voi, dragi prieteni, mă, din păcate nu este așa, el s-a autoplagiat. Acum, sigur, să nu-l atacăm gratuit pe Adrian Năstase, poate că n-a avut timp, poate că era prea supărat, poate că era prea nervos, poate că suduise suficient și n-am mai apucat să înșire decât două rânduri și jumătate noi la textul pe care mi-l adresase în luna ianuarie. Sigur că acum, pentru că asta este și v-ați așezat ca la coadă să vedeți aceste replici la textele pe care el le scoate din când în când din cuibar, e bine, o să vă citesc, sigur, o să reluăm, n-avem ce să facem, textul din ianuarie, plin de înjurături, când mă făcea praf și pulbere Adrian Năstase. Țin minte și acum titlurile prin ziare, Adrian Năstase dă de pământ cu Radu Banciu, îl face praf și toată lumea fericită, că în sfârșit îmi găsise un act de cojoc, așa, și noi eram la fel de bucuroși, vă dați seama, să ajungem ținta lui Adrian Năstase, că nu e puțin lucru, dar totuși încă o dată n-avem bucuria asta până la capăt, o să trească să recitim ceea ce am mai făcut pe 18 ianuarie, când Bombonel, într-adevăr, scrisese un text, tratamentul lui Banciu cel vechi, tratamentul periodic pentru Radu Cap de Porc cel nou, este o singură frază scrisă în grabă, adăugată, evident că o să o reluăm metodic. După cum știți, scria Adrian Năstase, periodic sunt nevoit să-i administrez tratamentul lui Banciu. El are unele accese schizoide, începe fără rost să vorbească în limbi străine, se blochează în consoanele finale ale cuvintelor, în plus reacționează rău la unele persoane. Spre exemplu, articolele de pe blogul meu sau știrile în legătură cu mine îi creează o deosebită stare de irascibilitate. Totuși aici, domnul Năstase, ați mâncat un E. Mai avea o problemă cu finalul consoanelor și al cuvintelor, dar iată că nici dumneavoastră, nici măcar la 7-8 luni distanță, n-ați putut să corectați această greșeală crasă, de altfel de limba română, da? Creează ăsta scris cu un singur E. Păcat. Continuă Adrian Năstase, zice, poate că este vorba și de un început de Alzheimer. De multe ori nu-și mai aduce aminte nici măcar numele meu. Îl rog de aceea pe Sorin Oancea ca în fiecare seară înainte de intrarea pe post să-i citească următorul text, în paranteză pamflet. Sper să-l ajute măcar câteva săptămâni. Imediat o să ajungem la text. El acum adaugă doar atât. Iar pe telespectatorii B1 TV îi rog că atunci când ajung la Machu Picchu sau la Templu Hampi sau la Lacul Titicaca să-i trimită o carte poștală lui Banciu, având pe verso rețeta medicamentului. Mă rog, și aici sunt multe greșeli. De exemplu, după medicamentului, când această frază, da, se încheia cu un punct, nu era nimic altceva, el pune o virgulă și două puncte. Dar nu mai continuă. Ori l-o fi chemat la masă, ori l-o fi chemat în curte, ori a trebuit să se ducă la toaletă. Cert este că a oprit textul și asta e tot, fraților. Deci atât a adăugat din ianuarie și până acum. Este o dezamăgire cruntă, dar încă o dată cei care au sărit astăzi, am citit și postarea Emiliei Șercan, care s-a dezlănțuit la adresa lui Bombonel, îl făcea pe ăsta suburban, îl făcea în toate felurile. Așa sunt unii.
urmăritori ai actualității politice, abia așteaptă un eveniment de genul ăsta ca după aia să le intre apă la moară să dea în ăla. Nu trebuie să aveți astfel de momente ca să tăbărâți pe unul ca bombonel. E necesar. Și dacă m-a înjurat, ce? Ideea este să știe să mă înjure. O să vedeți din textul ăsta că el nu este un specialist, n-are nimic ieșit din comun, nu se detașează, de exemplu, de clanul Dinamită, adică de frații Becali și respectiv de Gigi. Că dacă ar ști, dacă ar fi fost într-adevăr un duel aici de înjurături, ar fi fost absolut, cu absolut colosal. Păcate, abia Năstase nu este la acest capitol cineva care să conteze. El nu va rămâne prin aceste insulte în istoria emisiunii, din păcate. Noi încercăm să facem lucrul ăsta, o să continuăm, bineînțeles, ca și până acum, dar mă aștept o replică, totuși, la nivelul personajului, nu să-mi spun aceleași porcării. Păi asta e ca și cum te înjură unul pe stradă. Dar, în fine, deci nimic nou cu telespectatorii la Machu Picchu. Astăzi n-am apucat să primim ceva din Peru, e doar din Uzbekistan, tovarășul Bombonel, de la Samarcand, o carte poștală, domnule consul din Mărețul Uzbekistan, primiți gândurile noastre, nu știu ce, din păcate nu sunt scrise pe celebra hârtie de Samarcand. Iată, Samarcand în Uzbekistan, așadar, o carte poștală cu multe timbre din regiune. N-am primit Peru astăzi, dar am avut. Am avut, probabil că de acolo s-a și inspirat Bombonel. Am avut Machu Picchu, am avut Titicaca, am avut Cusco. Zilele trecute, telespectatorii noștri au luat la pas Peru și Bolivia și ne-au trimis acele cărți poștale. Deci, încă o dată, dacă nu s-a înțeles foarte clar de la început, îi rugăm așadar pe cei care tranzitează Republica Peru, că la ei se referă Adrian Năstase, să-mi treacă pe vers o rețetă a medicamentului. Nu scrie ce medicament, ce-o găsi pe acolo. Sunt multe medicamente pe bază de frunză de coca acolo, probabil excepționale, ca nu cumva să adormim, de exemplu, în emisiune. Binevenite, măcar să ne țină treji până la miezul nopții. Și acum reiau textul din ianuarie, încă o dată spun, până aici au fost comentariile, acum să lăsăm pe autor să se exprime. Bă, jigodie, de 4 ani, paranteză 5 ani deja, nota bene, nu sunt chiar 4, nu sunt nici 5, sunt 6 ani și jumătate, dacă vreți să vă actualizați, domnul Năstase. Mă insulți și îmi jignești familia, soția, copiii, pentru că ai frustrări cu Ceaușescu. Probabil că ai pitici pe creier. Încearcă, bă, și cu medicamente. Ce ai făcut tu, bă, în viață ca să mă judeci pe mine și pe alții? Ai numărat biciclete la un ziar și acum te ține Oancea pe post de maimuță la televizor în fiecare seară? Strângi ziua mizeria din tabloide și o ver și apoi pe sticlă? Bă, gunoiule, asta numești tu jurnalism? Bă, între tine și tăpălagă, îl aleg întotdeauna pe tăpălagă. Băi, și noi, stați liniștit că și eu l-aș alege tot pe tăpălagă. El cel puțin o iubește sincer pe Macovei. Tu, gunoiule, îi urăși pe toți. Îmi spui tu mie că am vrut ca premier să închid B1 TV? Bă, idiotule, când a fost înființat B1 TV? În 2001. Cine era premier atunci, bă, gunoiule? Întreabă-l, bă, pe Păunescu și o să-ți explice. Că pe urmă a trecut la mânca frunză în grădina Carpaților, asta e o altă chestie. Așa se întâmplă cu viermii de mătase. De 4 ani, paranteză 5 ani, bă, mă jignești în fiecare seară, bă, jigodie. M-a acuz că am furat. Ce am furat, bă? I-am furat bideul lui maică-ta, i-am furat afișele electorale lui Tactu. Să fie sănătoși, că nu am nimic cu ei, deși puteau să nu te scoată din incubator. Sigur, n-aveau de unde să știe unde o să ajungi, bă, gunoiule. Eu am creat peste 20 de muzee, am donat sute de hărți vechi statului și am creat cel mai mare muzeu de genul ăsta din Europa. Ai fost să-l vezi, bă, jigodie! Nu trebuie să-ți cumperi bilet pentru Burkina Faso ca să ajungi acolo. Chiar nu știi nimic din ce am făcut pentru țara asta, bă, gunoiule. Dacă poți să mergi să faci turism în toată lumea, asta mi se datorează și mie. Redus mental ce ești. Sigur că am și greșit. Am avut lângă mine tot felul de lichele ca tine, care nu și-au văzut decât interesul lor. Am tăcut timp de 4 ani, paranteză 5 ani, bă, și am așteptat să-ți vină mintea la cap, paranteză de p puncte puncte. Tu însă ai ajuns să spui că vrei să joci pe mormântul meu, să îmi bat jocură gestul meu de revoltă de acum 3 ani, paranteză 4, n, b,
ani, să faci diverse insinuări sexuale, cu ce drept, bă, gunoiule? Pentru că CNA-ul este plecat cu Pluta prin lume. Vrea în asta se spune? Deci pentru că CNA-ul este plecat cu Pluta prin lume și membrii săi n-au mai avut timp să se uite la televizor. De asta a ajuns țara în situația în care este. Din vina unor nemernici ca tine, care se hrănesc precum hienele din stârvuri, de fapt, mi-e milă de tine. Trăiești într-o hazna și te hrănești de acolo. Ai fi vrut să beau o cafea cu tine. Cum aș putea să fac lucrul ăsta, bă, gunoiule, când tu nu m-ai atacat doar pe mine, ci ai jignit și pe copiii mei sau pe soția mea? Chiar n-ai înțeles de ce a fost condamnat medicul Brădișteanu, bă, nemernicule? În lumea în care trăim, pentru Păunescu sau Oancea contează banii. Pentru tine contează să ai rating mai mare decât Prisăcariu. Rămâne cum am vorbit, ești un gunoi. E, asta spun, dar nu, e plăcut, într-adevăr. Te uiți la el ca și cum ai revedea nașul. Te uiți cu drag, într-adevăr, chiar dacă l-aș mai citi acum o dată, tot am descoperit ceva interesant, dar hai, trebuie să recunoaștem și ne așteptam un pic mai mult. Da? Chiar a bântuit la un moment dat zvonul ăsta că, domnule, nu-i scris de el. Ba da, pentru că fiind pe blogul său, era clar că nu luase totuși de la altul. Nu, e scris de el, scris așa ușurel, sigur, așa cum și Corneliu Vadim Tudor sau Ilie Năstase, țineți minte, îmi trimiteau texte de genul ăsta de la distanță, așa mai puțin tet-a-tet, că ați văzut, n-au ei, nu se coboară până acolo. Dar eu m-aș fi așteptat totuși la altceva. Da, să vină cu dezvăluiri, cu descoperiri, cu insulte de-astea ieftine, care... Da, îmi plac și astea, sigur, încoată, dar parcă totuși voiam să-mi o tragă mai rău. Da, e dezolant totuși să revenim la un text și să nu găsim decât trei noutăți în el. Și eu tot așa. Am deschis astăzi internetul și când am văzut că mă jură Năstase, am zis, bă, tată, ce seară o să avem. A, uite că nu. El are în genă, că așa sunt toți PSD-iștii și a autoplagiat textul din ianuarie din motivele pe care le putem enumera fără să le cunoaștem. Am mai explicat. Poate că nu era suficient de inspirat, poate că n-a avut destul timp, poate că pur și simplu a considerat dă-l dreacu că nu merită. Iar este că dacă ar fi reușit totuși performanța asta să nu se repete, să prezinte un text de înjurături de asta cu totul și cu totul nou, atunci, într-adevăr, le-am fi comparat, am fi citit o frază dintr-unul, o frază din cealaltă și ar fi fost magic. Dar nu-i nimic. Îi lansez amicului Bombo această invitație, mai ales că noi, Nene Năstase, după cum probabil ai aflat, suntem eterni. Practic, deasupra noastră nu mai e nimic. Vorba amicului Stănescu în jingle-ul ăla de la radio, după noi, potopul. Deci, nu te vom slăbi, Nea Bombo, până când o mai putea să sufli. Până o ajunge, știu, ca Vadim Tudor să le strige lor din salvare, să riscă numai am aer. Până atunci, liniștește-te. Da, nu așa cum fac unii, da, nu în stilul antenist. Când ne-a venit pe Bombeu, când o fi ceva, o facem o obsesie. Îl înjurăm de 6 ani și jumătate. Cred că și în prima ediție l-am înjurat. Puțin probabil să nu fi spus nimic despre el sau despre familia lui. Vom face același lucru de fiecare dată când va fi necesar. Nu e o obsesie, bă, mă trezesc de dimineața, mă duc să-l înjur pe Năstase. Nu, avem obiectivul ăsta. Dar indiferent ce ne-ar fi spus, ce ne-ar fi scris, da, de bine, de rău, înjurături, laude, orice ar fi făcut, o am fi mers în continuare, de nu trebuie el să ne ghideze aici. Noi doar îi facem această propunere, această invitație, să încerce pe undeva să-și diversifice scrisul, pentru că din ce am văzut eu la urmăritorii noștri pe Facebook a dezamăgit. Oamenii o tot trăgeau cu alea, cu intelectual, sigur, puneau ghilimele, rasat, iarăși ghilimele, profesor, da, și așa mai departe, absolvent de drept, toate cu multe ghilimele, da, se așteptau totuși la alt nivel. Da, domnul Năstase probabil că ne urmărește cu religiozitate, da? Ei vede totuși la ce nivel de expresie se ridică această emisiune. A văzut probabil emisiunea de aseară, a văzut-o pe aia la altă, da? E, ca să ajungi la nivelul ăsta de exprimare spontană, da? La televizor în direct,
Aia e drum lung, totuși. Drum pe care băieții lui Andrei și Mihnea nu vor reuși să-l parcurgă niciodată. Da, asta mă așteptam. Să mă înjure Mircea Dinescu, să mă înjure Mircea Cărtărescu, să mă înjure Nicolae Manolescu, să mă înjure Florin Piersic, să mă înjure Florin Călinescu, să mă înjure Marius Stucă. Da, ok, sunt de acord. Să mă înjure Cornel Nistorescu. Bă, dar să o facă într-un nivel, la nivelul nostru, bă. Da? Să o facă la standardele acestei emisiuni. Atunci jos pălăria, tată. Reușești să ajungi la nivelul ăsta? Asta e problema. Atunci da. Fă-o, tată, uzura pe care emisiunea asta și-o asumă. 6 ani și jumătate, practic, la foc continuu. Bă, dar eu spun că totuși mai avem un pic de prospețime. Mai avem un pic de scânte. Nu suntem chiar morți după 6 ani și jumătate, totuși. Când alții ați văzut, n-au reușit să lingă 4 emisiuni la rând. Deja erau obosiți, deja cereau concediu. A, să vii 6 zile din 7 și să ai totuși încă acuratețea asta, pasiunea asta, chiar dacă știi că țara este într-o mlaștină de unde nu mai iese. Și sigur, clienții ăștia cu toți, noi ne războim cu toată lumea, tată. Adrian Năstase este și el o parte din această lume. Îi vom da cu șut în toate părțile corpului până o crăpa. Dar vreau de la el măcar atâta, bă, tată. Respectă-ne, că dacă nu, o să stăiem capul într-un mod aproape indecent. Deci vino, fă-ne zdrențe, dar bă, de calitate. Nu vreau un jurături de alea la Gigi. El este, asta era și nota comună astăzi a comentariilor. Mii. Nu m-am apucat să le citesc pe toate celor de pe Facebook, dar în direcția asta mergea, dom'le, cam de 4, cam de 4,7, cam de 5,1. Așa, era media acestui text al lui. Păi domnul Năstase, noi nu suntem la nivelul ăla, tată. Da. Noi avem aici o ștachetă, că altfel nu ne scria lumea din toate colțurile planetei. Stați liniștiți. La B1 TV, da? Nu la Pro TV sau la Antenă. O ne scria oamenii la nivelul ăsta. Deci vrem și noi, într-adevăr, insulte de cea mai bună calitate. Texte de-astea care să sară de la una alta. Și atenție, veniți cu lucruri concrete, nu mă înjurați de mamă și de tată. Aia poate să facă oricine. Veniți cu chestii clare. L-au prins ăștia pe Tăpălagă, cum l-au prins pe Turcescu. Acum i-au prins pe toți băieții ăștia, dacă aveți ceva. Nu mă insultați de două ori, aia poate să facă oricine. Orice moș de ăsta de pe stradă, nici, dar n-are niciun argument. Prindeți-mă, domnule, cu ceva. Da? Păi să spuneți, l-am văzut pe ăla, șpăgarul, lua masa cu nu știu ce, l-am văzut când a luat așa, l-am văzut intrând în nu știu ce arhivă, nu știu ce cinematograf, era cu aia de umăr. Bă. Prindeți-mă, bă, cu ceva, modeste. Da, noi avem răbdare. Domnule ăsta, să nu știu dacă cu dumneavoastră mai are timpul răbdare, cu noi cu siguranță are. Aici ne găsiți și când vă revine inspirația, nu-i așa? Bun, ci că pe Liviu Dragnea l-au trădat colegii din PSD, mă rog, acum sunt foști colegi, ca așa să spunem,